Ce naibii aș putea să găsesc din asta? Hey, yo, yo, hey, yo. Salutare! Sunt Alexandru Ciurea și mă bucur că ai venit la acest videoclip. Dacă ești aici, înseamnă că te interesează foarte mult cum se face o compunere argumentativă și cum se face o compunere argumentativă de succes. Trebuie să punctăm. Mi-ați cerut foarte mult acest material, l-am inclus și în mini cursul gratuit. Dacă nu știți despre ce e vorba, intrați pe linkul din descriere pe alexandruciurea.ro și astăzi, pe lângă lecția pe care v-am oferit un mini curs, vreau să vă spun practic cum puteți face o compunere argumentativă. Vă ofer modul în care am înțeles eu cum trebuie făcută o, o compunere argumentativă. Sunt mulți profesori care au opinii diferite, fiecare o predă în felul lui. Aceasta este însă metoda mea și modalitatea mea de a o înțelege. Vă explic doar materia în modul în care am reușit și eu să o înțeleg. În primul rând vreau să-ți spun de ce este importantă și de ce cred că poate compunerea argumentativă este cel mai important subiect de la BAC la ora, pentru care 20 de puncte, hai să fim sinceri, toată lumea pune accentul la BAC pe subiectul al treilea. Cu toții ne pregătim pentru subiectul al treilea, întoarcem foaia, ne pregătim de momentul în care ajungem la BAC, întoarcem foaia, ne uităm jos și pică o operă pe care o știm sau poate nu o știm atunci. Dar nu punem accentul atât de mult pe compunerea argumentativă. Astăzi o să-ți arăt cum să faci o compunere argumentativă de succes și te invit să stai până la capăt dacă vrei să înveți mai ușor pentru BAC. M-am gândit la o surpriză și la un super proiect pentru tine, așa că stai până la capăt pentru că vrei să vezi despre ce e vorba. Hai să te arăt cum faci o compunere argumentativă. O să punem un mic titlu. Primul pas pentru o compunere argumentativă este să iei un cuvânt din cerință și să încerci să-i dai o definiție. O să te exemplific imediat. Deci 1. Definiție ce înseamnă asta mai exact, pentru că vreau să vorbesc cu tine fix pe exemple ca să înțelegi concret la ce mă refer. Dacă ai, spre exemplu, cerința: Argumentează în minimum 150 de cuvinte dacă școala oferă sau nu elevilor posibilitatea de a-și dezvolta potențialul. E fix cerința de la ultimul test de antrenament pe care l-au publicat testul al cincilea, deci ce spun exact pe lucruri concrete. Pre exemplu, în primul rând, fii atent. Ca să-ți dai seama de cerința propriu zisă, eu așa zic, te uiți după cuvântul dacă. Poți chiar să subliniezi. După dacă vine cerința propriu zisă. Până atunci e o, să zicem așa, o cerință universală. Deci, dacă școala oferă sau nu elevilor posibilitatea de a-și dezvolta potențialul. Ei fraza asta, să o subliniezi frumos, să o treci pe ciornă și te gândești ce naibii aș putea să găsesc din asta, ce cuvânt aș putea să iau din asta, cuvântului să-i dau o definiție ca să meargă pentru primul punct. Să zicem că luăm școala. Școala reprezintă instituția de învățământ în care elevul are oportunitatea de a se dezvolta încă din primii ani de viață, poți să zici. Per exemplu, dacă intri în școală la 7 ani, deci e sau poate și mai devreme, dar e destul de ok. Bun, deci pot să încep cu chestia asta. Am uitat să zic ceva. Dacă pe parcursul videoclipului, pentru că urmează să ajungem la un cuvânt foarte important și drag mie, dacă pe parcursul videoclipului vei auzi cuvinte precum vrăjeală, nu închide videoclipul pentru că ești pe drumul cel bun. Dacă ai rămas surprins, așteaptă și o să-ți... Uh, misterul. Pasul al doilea. Trebuie să ne spunem opinia față de cele două argumente. O să o pe tablă și vin și să o explic imediat. Încerc să stau să scriu cât mai repede ca să nu te plictisesc, pentru că timpul e foarte important și sunt sigur că timpul tău e foarte valoros. Și ai luat decizia să ți-l petreci cu mine, deci trebuie să ți arăt că a meritat. 2. Opinia față de cele două argumente. Poți să-i două argumente pro, poți să-i un argument pro și unul contra sau poți să-i două contra. Două contra, sincer, nu ia foarte multă lume pentru că trebuie să fii super hater, frate, pe situația aia și trebuie să fii o situație care să te enerveze foarte mult. Un argument contra mai poți să-i, dar două argumente, după părerea mea, chiar trebuie să te strofoci, frate, ca să scoți două argumente. În schimb, majoritatea persoanelor merg pe două argumente pro. Îți spun din experiență experiența mea. La bacalaureat am ales un argument pro și un argument contra. Da? Deci am luat și unul și unul. Trebuie să te gândești cumva astfel încât argumentele să fie diferite. Nu poți să mergi pe același argument pentru că o să fie punctat o singură dată. Da? Pre exemplu, în situația asta poți să zici faptul că școala oferă elevilor posibilitatea de a-și dezvolta potențialul prin sfaturile primite de la profesori, un argument, și prin materiile pe care aceștia le studiază la școala, Al doilea argument. Sau, dacă vrei să zici un argument contra, Poți să zici că sunt și situații în care școala nu reușește să ofere elevilor o adevărată oportunitate de a-și dezvolta potențialul, deoarece aceștia nu aleg să studieze materiile de care sunt interesați. Am dat un exemplu, da? Deci e foarte important să-ți alegi tu ce vrei să spui. Pasul al treilea este reprezentat de primul argument aici poți să începi. În primul rând, un prim argument, pe de-o parte, deci nu trebuie clar să încep cu prima variantă, cu un primul rând, cum obișnuiesc foarte multe persoane. La fel, la opinie, poți să nu începi cu un opinia mea. Părerea mea este, consider că, sunt de părere că, da, sunt multe variante. Trebuie să mergi cu primul argument. Mare atenție! După ce ai pus primul argument, nu sar la exemplu, ci mai pui o propoziție, care se numește vrăjeală. Deci da, vrăjeala e importantă și aici, nu doar în alte situații. Fii atent. Deci argument 1 plus vrăjeală. Eu așa am denumit acest termen. Sper să nu fie o problemă și cred că o să-l ții minte foarte ușor, să fim sinceri. Hai să dăm ții cu față. O să-ți minte ușor. Deci, după argumentul cu numărul 1, trebuie să pui vrăjeală. Încă o frază care să accentueze ceea ce ai spus înainte. Poate să fie o frază care să... prin care să reiei o idee sau prin care să o accentuezi. Sau poate să fie un beneficiu care rese din primul argument. Spre exemplu, dacă ai zis că școala oferă posibilitatea elevilor să-și dezvolte, să-și descopere potențialul, prin ajutorul sfaturilor primite de la profesori, poți să spui la vrăjeală faptul că, adică în a doua frază, poți să spui faptul că, datorită acestor lucruri, elevii pot învăța mult mai ușor și se pot adapta sau își pot cunoaște, își pot găsi mult mai repede vocația. Dau un exemplu. După ce ai pus vrăjeala, trebuie să scrii un exemplu. Foarte important și asta. Fie iei exemplu din text, fie mergi pe exemplu din experiența ta. Atenție din nou, la exemplu din experiența ta, eu am gândit schema în felul următor. Cel mai important este exemplul cultural. Deci dacă dai un exemplu dintr-o operă, e perfect. Apoi, pe locul al doilea, este exemplul din afară, din mediul exterior, referitor la un artist, la un cântăreț, la un actor și așa mai departe. Iar pe locul al treilea este exemplul din experiența personală. Așa am gândit eu scara asta a exemplelor, așa m-am gândit că sunt, clar este bine să mergi pe primul, dar și pe al treilea dacă mergi e foarte bine, nu e nicio problemă, da? Părerea mea e că vă, e, că e văzut un pic mai bine primul exemplu, dacă mergi pe cel dintr-o operă. Bun, ai mers cu exemplu, poți să zici un exemplu potrivit, poate fi reprezentat de cel din opera și să iei din text, de puncte, 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 puncte Xulescu, da, autorul în care ce se vorbește, naratorul povestește nu știu ce. Și ai pus și exemplul 1. Mergem la pasul al doilea, la argumentul al doilea. Aici mergi pe al doilea rând, în al doilea rând sau pe de altă parte școala, sunt situații în care școala să nu ofere neapărat elevilor oportunitatea de a-și alege ceea ce își doresc să studieze sau poți să mergi pe ideea următoare. În al doilea rând școala oferă posibilitatea elevilor de a-și dezvolta, de a-și descoperi potențialul prin materiile pe care aceștia le studiază, în funcție de opinia ta. Deci trebuie să te gândești la ce părere ai tu, da? Mică paranteză. Dacă te-ai uitat până aici și îți place ceea ce ai văzut până acum, uită-te la like, și dai un pumn în cap. Bun, mergem mai departe. Argumentul al doilea. Apoi trebuie să mergem la vrăjeală. Reiei o idee foarte importantă. Și la exemplu. Mare atenție! Dacă prima dată ai dat exemplu din text, a doua oră dai exemplu din experiența ta. Sau și viceversa, nu e o problemă, da? Dar clar să nu dai două exemple din text. Ok? Foarte bine. Ne-am înțeles extraordinar. Iar la punctul al cincilea, trebuie să scrii concluzia. Din nou, poți să nu folosești metoda standard în concluzie. Poți să zici, Așadar, dar, deci, astfel și așa mai departe, Suntem în variant. Poți să mergi cu concluzia, să reiei ideea pe care ai spus-o. În concluzie, Pala oferă elevilor posibilitatea de a-și dezvolta potențialul prin sfaturile pe care le primesc de la dascării lor, dar și prin materiile pe care aceștia le pot studia în cadrul acestei instituții. ce ai închis. Și asta a fost compunerea argumentativă. Super simplă. Toată nebunia asta pe care ai văzut-o mai sus are 20 de puncte. Deci are la puncte, fai păi de capul meu. Doamne! Pasta trebuie să le iei, să faci cumva să iei măcar 15, 16, 17 puncte. Doamne ajută să iei 20 de puncte, îți din toată inimioara. Dar fi foarte atent la compunerea asta pentru că are multe puncte și mare atenție la ea. Mulți, v-am zis, pun accentul doar pe subiectul al treilea, se pregătesc, toată lumea e stresată ce pică la trei, ce operă pică. Când de fapt are și asta multe puncte. Bun, am un anunț de făcut pentru tine. Mi-au scris foarte multe persoane pe toate rețelele de socializare în ultimul timp că ar vrea să le ajut să treacă mai ușor de acest examen. Persoane care poate nu au luat o notă atât de bună în simulări, poate sunt demoralizate, poate nu au învățat materia, dar și persoane care au învățat materia și vor să aibă o mână în plus de ajutor. Care vrea să lucrăm pentru bacalaureat, să le ajut mai mult decât prin story-uri și mesaje sau e-mail-uri. Așa că m-am gândit și m-am ocupat să fac un proiect foarte important pentru toți tinerii de clasa a 12. De fapt, el se adresează elevilor de liceu, dar este centrat pe elevii de clasa a 12 pentru că e special pentru bacalaureat. Va conține toată materia pentru clasa a 12 și voi fi alături de voi pe tot acest parcurs până fix aproape de examen. Deci vă voi ajuta să treceți mai ușor de acest obstacol din viața voastră. E un proiect în care am investit foarte mult timp, de asemenea și bani, pentru că a necesitat foarte multe instrumente din punctul său de vedere, și vreau să-l fac pentru voi cât mai bun, cât mai avantajos. Metoda mi-am dat seama și e validată prin sutele de mesaje pe care le-am primit de la voi, care vor apărea chiar acum pe ecran. Bun, așa că sunt sigur că acest program te va ajuta să treci din punctul A până la BAC. Mai e foarte important și vreau să lucrez cu persoanele care își doresc cu adevărat să muncească și să treacă mai ușor de nebunia asta de bani. Mă bucur că ai stat până aici și că ți-a plăcut acest videoclip. Dacă te-a ajutat cu adevărat, uite-te la like și dă un pumn în cap, sper că ți-a plăcut compunerea argumentativă. Dacă te-au ajutat aceste sfaturi și mai vrei să vorbim și despre alte lucruri, lasă un comentariu și spunem despre ce mai vrei să vorbim și dă un share pe story să vadă și prietenii tăi despre ce e vorba în acest material, să-i ajute și pe ei să facă și o compunere argumentativă de succes. Mă bucur, ne vedem pe toate rețelele de socializare până atunci, pe Instagram și pe TikTok unde sunt alexandruciurea.ro, pe Facebook unde sunt Alexandru Ciurea și pe Clubhouse unde sunt Alexandru Ciurea. Ne vedem data viitoare, în scurt timp, nu? Papa! pa! Astfel că mi-am dat... Ce s-a auzit? Da, s-a întâmplat cu camera ceva? Am zis că a intrat cineva în casă. Până <laughs> și îl văd pe fratele meu, chinezul Chung Ping, care renovează în partea cealaltă și se uită la mine fix acum când filmez clipul. <laughs> chung ping chung ping